Mircea Albulescu, pe numele adevărat, Iorgu Constantin Albulescu, născut pe 4 octombrie 1934 în București, decedat pe 8 aprilie 2016 în București, a fost un actor român, profesor universitar, doctor în arte, publicist, poet, prozator, membru al Uniunii Scriitorilor. În iunie 2013 și-a anunțat retragerea din viața artistică. S-a născut la București pe 4 octombrie 1934 și a fost singurul copil al părinților săi. În cartea de identitate este Iorgu Albulescu, numele ales de tatăl său, Vasile Albulescu. În certificatul de naștere este Constantin Albulescu, numele nașului, iar în viața de zi cu zi este Mircea Albulescu, numele ales de mama sa. Tatăl său, Vasile, era român din Vlașca, a studiat la conservator și era dirijor de fanfară militară, iar mama sa era o poloneză frumoasă, pe nume Olga Tempinski. Aceasta a fost catolică, iar în toată copilăria sa l-a dus, duminică de duminică, la Biserica Bărăția, unde a început să dorească să devină ministrant, adică unul dintre băieții care participau la slujbă și ajutau preoții. Acest lucru nu era posibil, el fiind ortodox, asemeni tatălui. Închină-te, omule, soarelui, vântului, muntelui. E pusă la punct în cele mai mici amănunte. A fost ideea lui, o idee care a venit brusc, o idee nefericită. Asta-ți cer să trăiești. Ce-mi bea, potrivit articolul 402 combinat cu articolul 312 din codul de procedură penală. Te arunc pe scările! După 5 minute îi găsim morți pe șosea. Mai ales acum, în situația asta, când totul este gata să se răstoarne. Atentat la siguranța statului. La culcare. Lasă că aranjez eu cu câinele, aranjez eu. Misiunea mea e să te apăr. S-a căsătorit la vârsta de 22 de ani cu Maria și în urma căsniciei lor de peste 50 de ani a rezultat un fiu, Matei. Soția sa a decedat în anul 2007. Actorul are și un nepot, Vladimir. La 75 de ani, de dragul nepotului său, a învățat engleza și să lucreze pe calculator, având propria pagină web. Actorul a făcut școala primară la liceul Sfântul Andrei, unde, la acea vreme, predau călugări din Germania și se învăța intens limba germană. Această educație l-a ajutat să aibă înclinație către ordine și disciplină. A lucrat ca artist amator la Ateneul Popular, a fost figurant în corpul de ansamblu al câtorva teatre din București, iar după 1950 a fost angajat la Teatrul Național din București. A absolvit școala medie de arhitectură în anul 1952, cu diplomă de conductor-arhitect, iar apoi și Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, în 1956, la clasa profesoarei Aura Buzescu, unde a fost coleg și bun prieten cu actorul Anza Pelea. A jucat în sute de piese pe scenele Teatrului Municipal din București, Teatrului de Comedie și Teatrului Național din București și a avut peste 90 de roluri în film. A interpretat roluri memorabile în teatrul radiofonic, pe care îl considera cea mai prodigioasă dintre activitățile sale artistice și care a constituit subiectul tezei sale de doctorat. Teatrul radiofonic, convertibilitatea mijloacelor de expresie actoricească în procesul creației, în 2004. Despre Teatrul Național Radiofonic, în care a înruchipat peste 300 de personaje, Mircea Albulescu afirma, dacă 1000 de oameni ascultă, fiecare vede altă piesă. Este receptorul cel mai creator. Vreau să știu că te dat totul ți-l dau. Băieții, cursea noastră. Priviți adversari, niște aia. Nici omul recunoscut. Este o chestiune de muncă silnică pe viață. Am fost la Madrid, la Haga, la Paris. Să spun eu, Dumitale, ce trebuie făcut cu ăștia, cu toți. Uite aici, o bombă. Pentru ce să te bați cu unul mai tare ca tine? A? Ca să rămâi pe drumuri. Nu permit nimic! Vine primejdea de moarte, te adăpostești la teren. Trece primejdea de moarte, te ridici în picioare. Eu vreau să trăim bine, atât pricepe. Mai, minunată femeie. Eu am apărat-o pe Elvira de Cocatrix și am câștigat-o cu brio. I-am îngropat în știință. Am putea să evităm o sentință de condamnare. Rolul cel mai drag sufletului artistului este cel din piesa Danton de Camil Petrescu.
La premiera piesei pe scena Teatrului Național din București, Dinu Săraru a scris Mircea Albulescu în Danton, o creație unică, ilustrând dezlănțuirea unui talent unic. Un moment de referință în teatrul românesc modern. Într-un interviu din 2011, spunea că nu-i sfătuiește pe copii să învețe nicio poezie pe din afară, ci să o citească de mai multe ori, ca și când ar fi prima dată și vor descoperi tot mai multe, cu fiecare lectură. Este membru al Uniunii Ziariștilor și doctor în arte. În perioada 30 decembrie 1992-4 aprilie 1994, Mircea Albulescu a deținut funcția de secretar de stat în Ministerul Culturii, fără a fi membru al vreunui partid politic. Membru al Senatului Uniter din 2002, al Uniunii Cineaștilor din România, al Uniunii Scriitorilor din România și al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. A primit Ordinul Meritul Cultural și Ordinul Serviciul Credincios în grad de comandor. Din 2011 are o stea care îi poartă numele pe Alea Celebrităților din Piața Timpului, alături de alte personalități ale vieții culturale românești. La 8 aprilie 2016, la vârsta de 81 de ani, a încetat din viață. Din 2013, un teatru din provincie îi poartă numele. Teatrul Proiect Câmpina Mircea Albulescu. Sistemul e bun. Dezinformare sistematică și acceptare formală a dispozițiilor.